Bun găsit, ești ceea ce gândești, iar viața se poate schimba în bine. Sună minunată în teorie, sunt niște teorii pe care oricum le auzim foarte des în ultima perioadă. Oamenii încep să descopere și niște terapii alternative. Vestea bună, chiar se pot întâmpla aceste lucruri. Totul este să avem mintea deschisă. Îți poți schimba viața, poți atrage lucrurile bune cu puterea gândului, bineînțeles. Pornim de la acest aspect, pornim de la partea pozitivă a gândului și vom dezvolta o discuție foarte interesantă cu invitații mei. Alături de mine, doamna Oana Sorescu, trainer dezvoltare personală, trainer EFT sau EFT, ca să-i spunem în engleză, pentru că de acolo pornește și vom afla exact ce înseamnă această terapie, și Stelian Chivu, psiholog. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Aveți o poveste foarte interesantă. Ați descoperit, nu, bănuiesc că nu ați avut de la bun început aceste informații. Le-ați descoperit la un moment dat, a fost un moment de iluminare, dar de fapt a fost un moment dramatic dacă îl privim în viața dumneavoastră. Și o să vă rog să ne spuneți. Da, este perfect adevărat, dar oricât ar părea de ciudat, în acest moment al vieții mele sunt profund recunoscătoare acelui moment. Acel moment a avut loc în urmă cu mai bine de 13 ani de zile, când am primit un diagnostic șocant pentru oricine, nu numai pentru mine. Mai mult decât atâta, în dorința de a mă ajuta, de a mă convinge să aleg cele mai bune soluții din punct de vedere medical, doctorița respectivă mi-a comunicat că mai am 2 luni de trăit, ceea ce este un eveniment șocant. Bineînțeles că stările sunt foarte intense din punct de vedere emoțional în acel moment. Bineînțeles că m-am speriat îngrozitor după ce șocul a trecut. Dar cumva, în interiorul meu, știam că nu ți se dă mai mult decât poți să duci. Știam că n-am nici cea mai mică dorință să-mi las ambii băieți fără mama lor. Pe vremea aceea aveau 79 ani. Și am zis că poate dacă multe încearcă, multe iubește. Deci eram cumva la un nivel deschis spre speranță. Nu am intrat în depresie. Și atunci, deloc întâmplător, pentru că întâmplător nu există, Dumnezeu mi-a scos în cale oameni frumoși și la foarte scurtă vreme, la fix o lună de zile de la aflarea acestui diagnostic, am ajuns la un medic în străinătate, medic român, care se ocupa cu biorezonanța. Habar n-aveam cu ce se mănâncă lucrul ăla și m-a primit cumva printre programările pe care le-a avut și în acea noapte mi s-a ținut un curs intensiv de metamedicină, de medicină germanică, astfel încât dimineața când am terminat terapia de biorezonanță, el mi-a spus că din punctul lui de vedere, la nivelul corpului fizic nu mai există virusul respectiv și că îmi rămâne doar să-mi rezolv cauza. Cauza care este întotdeauna o cauză psihoemoțională. Alt cuvânt pe care l-am auzit pentru prima dată în viața mea atunci, în acea noapte. Și atunci a pornit un întreg parcurs. Am fost întotdeauna curioasă. Am avut binecuvântarea să mă nasc într-o familie în care mama este medic. Și am interacționat cu foarte multă familiaritate cu cauzele persoanelor care veneau la ea și nu se puteau ridica din căruț, cu ce făcea ea, astfel încât am asistat de-a lungul copilăriei mele la foarte multe miracole, momente în care cunoșteam pe oameni în căruț și luni mai târziu îi vedeam pe picioarele lor și tot timpul îi puneam întrebări. Ce a pățit, de ce se întâmplă și ce ai făcut ca să-l vindeci. Deci cumva curiozitatea asta am avut-o dintotdeauna și atunci am fost curioasă să văd cum pot să mă ajut efectiv. Și era clar că am nevoie să-mi schimb percepția despre realitatea pe care o trăiam. Iar ați făcut tratament clasic în paralel cu biorezonanță, pentru că eu trebuie să fiu foarte corectă cu cei care ne urmăresc acum și să le explicăm că dumneavoastră nu înlăturați tratamentul clasic. Nu vreau să se înțeleagă absolut acest deloc. Lucru. Absolut deloc. Numai că personal eu nu aveam nici cea mai mică deschidere să trec prin chimioterapie, radioterapie, histerectomie totală, ceea ce mi s-a sugerat în acel moment și care e un protocol obișnuit pentru asemenea situații.
pentru că am crezut cu tărie că găsesc alte soluții. La mine vin oameni care trec prin chimioterapie, prin radioterapie, dar este foarte important să fie susținut din punct de vedere emoțional, ori eu exact asta știu să fac. Nu vindec pe cineva, nu sunt medic, nici măcar psiholog nu sunt, dar fiind trainer de tehnici de eliberare emoțională, am reușit să văd prin propria mea experiență cât de intens poți fi blocat de propriile tale emoții și cât de greu ți este, chiar dacă începi să citești și să înveți că există și alt parcurs, să pleci de la groapa în care te afli, pentru că într-un asemenea moment ți se pare că ești într-o mare groapă din care nu știi cum să ieși și care ți-ar fi direcția. Deci, dumneavoastră, nu ați făcut nimic din ce pomeneați, din acele tratamente care, nu, într-adevăr, sunt cumplite. Dar trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că acesta este tratamentul clasic, e alegerea fiecăruia ce are de făcut mai departe. E foarte important să alegi în funcție de experiența ta de viață, de cunoștințele pe care le ai. Ai nevoie de argumente pentru mintea ta, să știi foarte bine alternativele pe care le ai și să alegi în cunoștința de cauză. Esențial este să fii împăcat. Dacă tu crezi cu tărie că te vindești trecând prin chimioterapie, ghici ce? Te poți vindeca. Deci, dincolo de tratament, ai nevoie să vezi care este cauza pentru care ai ajuns acolo și să fii tu convins de alegerea pe care o faci. Asta mi se pare esențial. Sunt compatibile aceste tratamente, trebuie să spunem acest Absolut. Lucru. Adică nimeni nu sugerează aici să renunțați dacă este necesar un tratament Sub clasic. Nicio formă. Indiferent că e vorba de acel tratament cumplit despre care pomeneați sau de un tratament medicamentos într-o boală care poate fi tratată într-un mod medicamentos, dar pot fi făcute în paralel. Și pot fi făcute în paralel încercând să ne schimbăm cumva modul de gândire. Înțeleg eu din expunerea doamnei Sorescu faptul că avem acea deschidere, o abordare pozitivă a problemei și că o acceptăm. Asta înțeleg eu din ce spune doamna Sorescu. Acceptarea e necesară să fie înțeleasă în felul următor, ca o vindecare holistică. Ce înseamnă vindecare holistică? Medic să se ocupe de corpul fizic, radioterapiile de care se vorbea mai înainte, eventual preotul să se ocupe de partea de suflet, psihologul de partea de minte, psihoterapeutul sau depinde de ce anume are persoana respectivă, pentru că doar atunci se produce o vindecare holistică. Ce înseamnă vindecare holistică? Să vindec sufletul, să vindec mintea, să vindec zona emoțională, apropo de EFT, și zona fizică. Am avut, de exemplu, este o experiență bogată, din punctul meu de vedere, am avut pacienți care au mers foarte clar pe medicina germanică și, bine, nu s-au vindecat. Am avut pacienți care au mers pe medicina germanică și s-au vindecat. Cine face ca o persoană să se vindece și alta chiar să părăsească planul fizic, este greu de spus. Începem să înțelegem atunci când analizăm omul ca un întreg unitar. Ca să fie mai clar, trecând pe corpul fizic, atunci când se produce o îmbolnăvire, un vas de sânge s-a înfundat. Depunere de colesterol sau nu contează ce. Atunci când analizăm corpul emoțional referitor la echilibrările emoționale, o linie axiatonală se blochează. Apare un șoc emoțional, cum ați spus mai înainte, și atunci energia, într-o cantitate foarte mare, este blocată într-o ceacră, într-un nadis, sau pe o linie axiatonală. În mod asemănător, când ajungem la nivel psihic, la nivel mental, o informație repetată, te vei îmbolnăvi, vezi să nu cazi, sau uite, șoc, gata, acum ai nu știu ce cruntă boală. Asta face ca și corpul mental să se blocheze. Iată de ce, de foarte multe ori, o intervenție chirurgicală are imperios nevoie să fie susținută și de o echilibrare emoțională și de o programare neurolingvistică. Pentru că integrând toate cele 3-4 aspecte, inclusiv cu cel al sufletului, se poate obține o echilibrare. Am avut, de exemplu, persoane, apropo de vindecare emoțională, persoană, 47 de ani, sex feminin, la vârsta de 7 ani a fost mușcată de un câine,
de atunci a acuzat un blocaj mental și emoțional manifestat în fizic, atunci când vedea un câine, transpira, se bloca, nu mai putea să vorbească. În urma unei psihoterapii prin care a fost vindecată și emoțional, n-a mai avut nimic. Deci timp de 40 de ani nu putea să-și ducă gunoiul la tomberon, pentru că dacă vedea un câine acolo, se bloca. Iată ce înseamnă vindecare emoțională, mentală și, de ce nu, și fizică. A pomenit ceva mai devreme, Stelian Chivu, de acel obicei pe care mulți dintre părinții îl au. Ai grijă să nu cazi, ai grijă să nu răcești, ai grijă să nu faci o nefăcută. Sunt lucruri cu care, probabil, înțeleg eu, rămânem cumva în minte și care pot să aibă, evident, fără nicio intenție rea, pot să aibă totuși niște consecințe mai puțin plăcute. Asta ca să vorbim despre situațiile mai ușoare. Ați ajuns la această terapie EFT. Despre ce este vorba? Are legătură cu cauza emoțională a bolilor? Pentru că știu că asta e o teorie nouă și foarte interesantă și care prinde și în România. Atunci când este popularizată această tehnică, pe scurt, se exprimă ca fiind o acupunctură fără ace. Numai că este mult mai mult decât atât. Ea folosește și toate tehnicile din psihologia modernă, astfel încât genialitatea ei, de fapt, constă în faptul că reușești să pleci de la efect și te duce la cauză. Exact cum povestea colegul nostru, în momentul în care tu pleci de la o disfuncționalitate din viața ta, nu neapărat o boală, un tipar repetitiv, întotdeauna ai să ajungi înaintea vârstei de 7 ani. Pentru că acolo, datorită undelor cerebrale pe care funcționăm încă de când ne naștem până la această vârstă, copilul, bebelușul, înregistrează tot ceea ce trăiește în mod automat. Nu se întreabă, nu pune la îndoială, iar acele lucruri pe care le-a decis în această perioadă de viață devin adevăruri. Dacă tu în această perioadă te gândești că cei dragi nu te iubesc, că nu ești suficient de bun, că viața este o luptă sau că lumea este rea sau primejdioasă, apropo de sfatul mamei repetat în mod obsesiv, ai grijă, ai grijă, de fiecare dată când părăsești locuința, atunci vei atrage în viața ta întâmplări care să-ți confirme adevărurile tale. Practic, tu să-ți dorești o confirmare pentru lucrurile care au rămas în minte. Se produce la nivel inconștient. Programele astea rulează cumva în subconștientul fiecăruia dintre noi. Și atunci este atât de important ca într-un parcurs să reușești să le eliberezi de acolo odată cu emoțiile traumatizante din cadrul întâmplărilor pe care le-ai trăit. Concret, o emoție puternică, dacă ar fi să dăm un exemplu pentru cei care nu sunt familiarizați în această modalitate de tratament. O emoție puternică a unui copil poate, dacă nu este vindecată, să se transforme peste ani într-o suferință fizică? Cu siguranță da. Și, din păcate, sunt foarte mulți părinți care reacționează la ceea ce se întâmplă cu copilul pe baza bagajului lor emoțional, în loc să acționeze în momentul prezent, și vin cu tot ceea ce au depozitat acolo, cu propriile lor frici, cu propriile lor frustrări, transmițând copilului toată această stare pe care el o înțelege dincolo de cuvintele mamei. Chiar dacă tu, ca mamă, te străduiești să vorbești frumos cu puiul tău, dar ești furioasă, el va simți acea furie din spate. Și atunci, emoțiile adunate care vin pe un pui de om, la un moment dat pot deveni copleșitoare, mai ales că pe parcursul vieții noastre, în copilăria noastră, în modalitatea în care ai noștri ne-au crescut, am fost în principal învățați să reprimăm părțile emoționale. N-aveai voie să țipi pentru că păreai obraznic, n-aveai voie să dai din picior pentru că par răzgâiat, numai că copiii ajung să se comporte așa în momentul în care e prea mult ce trăiesc emoțional și nu mai pot. Nu e din cauza unui răzgâi. Da, și ei depozitează în minte. Mintea, emoțiile sunt depozitate în minte. Mintea, e necesar să înțelegem că e compusă din mai multe minți. Este o minte inconștientă cu care copilul se naște, este o minte supraconștientă cu care individul comunică cu Dumnezeu, exact cum tu ai primit acele informații, intuiții. Este o minte subconștientă
și este o minte supraconștientă. Ei bine, în mintea subconștientă se depozitează emoțiile ca programe. Dacă un copil, de exemplu, acuză, este acuzat, este obligat, este forțat în copilărie de ceva, el, ca adult, poate să manifeste. Și am să dau un exemplu. Am avut un pacient cu o tulburare obsesiv-compulsivă, în sensul în care el avea tendința să-și verifice de 10, de 20 de ori dacă și-a închis ușa, dacă și-a închis gazele, dacă și-a închis apa și așa mai departe. Asta îl ducea la exasperare și pe el și pe ceilalți. Și am urmărit ca să instalez o ancoră, urmărind ca să acționez mental și în același timp emoțional. I-am sugerat următorul moment. În momentul în care se ducea și verifica apa dacă e închisă sau gazele, să-și dea un bubârnac peste nas. Ajunsese să-și creeze un reflex, dar când se lovea la nas, imediat se manifesta ancora și își aducea aminte că a verificat. Iată cât de profunde și pe ce distanță se pot manifesta aceste tulburări emoționale și mentale, plus că copilul devenit adult prinde, capătă anumite reflexe necondiționate la nivel de minte subconștientă, le transformă în adevăruri proprii, dezechilibre și chiar boli mentale, emoționale, specifice lui și le transmite conștient sau inconștient sub formă de meme viitorului copil. Iată, da, în totul prezent, are legătură cu tot ce e până la 7. Da, e necesar să înțelegem că, apropo de copii, au început să acceseze un alt gen de inteligență, pentru că, vorbind de EFT, este manifestată și în funcție de nivelul de inteligență. Numai că în prezent este foarte cunoscută inteligența cognitivă, IQ, dar se manifestă foarte puternic inteligența emoțională. Aici este de umblat și mai mult, din ce în ce mai puternic se manifestă inteligența spirituală, SQ. Toate cele trei categorii de inteligență, în momentul în care sunt înțelese ca pacient, sunt înțelese ca și terapeut, efectele pot să se manifeste în 5 minute, 5 ore sau poate chiar 10-20 de întâlniri. Și dacă ar fi să dăm un exemplu, o boală cu o cauză emoțională, dar să dăm un exemplu mai puțin grav, nu o boală ca cea pe care o pomenează dumneavoastră ceva mai devreme. O frică puternică în copilărie sau, nu știu, frica... Poți să dau un exemplu? Da, chiar asta vă rugam să... Simplu, banal și plin de umor în același timp. Un pacient a fost la operație de hemoroizi, mă rog. A fost operat odată, operație ok, medicii minunați, și s-a spus că a scăpat. După vreo 6 luni, problema a reapărut și individul s-a dus din nou la medici. Aceștia, dom'le, s-a întâmplat, au mai operat odată, dar e sigur de data asta. Peste 3 luni, boala a reapărut. Medicii au spus, nu mai avem de unde să tăim. Mergeți și căutați un psiholog. A ajuns la cabinet, am sesizat că individul respectiv era extrem de zgârcit. Și fizic, în momentul în care te strângi, nu dai, automat că și anumite zone ale corpului se strâng. El a înțeles, a început cu greu mental, nu accepta, pentru că avea mai multe mașini, mai multe firme, mai multe case și așa mai departe. Slavă Domnului, avea de unde să dea. Deci, iată cum o cauză a zgârceniei, gen agitul dose, l-a făcut și fizic să strângă din toate orificiile. Interesant, e posibil practic o teamă să se transforme în ceva, să aibă un corespondent fizic? Întotdeauna. Toate au o cauză psihoemoțională. Am să dau un exemplu nu la fel de simpatic. În cadrul unui curs, o persoană care avea o durere cumplită de umăr, pe care a tot încercat să o diagnosticheze de ani de zile și făcea remeneuri în manieră repetată și care nu reușea decât 20 de grade să-și miște umărul, în momentul în care l-am întrebat care este emoția pe care crede el că o ține acolo și când a apărut acea durere, mi-a răspuns extrem de prompt că emoția este vină. Și durerea a apărut după pierderea unei ființe dragi a mamei lui într-un mod surprinzător, adică nu se așteptau. Iar sora, după mormântare, l-a acuzat că atât de puțin ți-a păsat de mama pentru că n-ai plâns. Adevărul era un pic divers. Atât de mare a fost suferința, șocul, momentul acela în care el practic a înghețat, încât nu și-a putut manifesta acea durere. Și a trăit toată acea perioadă de viață cu acest sentiment de vină, care, dacă îl măsurăm, are o rezonanță cumplit de joasă din toată gama emoțională. Și o simțim cu toții, da. Da?
Și în momentul în care am tapotat cu EFT pe acea vină și pe acea întâmplare și ridicat mâna deasupra capului, ceea ce a fost uluitor, se întâmplă în EFT acele one minute wonder, minuni care ți iau un minut, dar nu întotdeauna. Deci totul e în mintea noastră, chiar și o boală, o problemă de motricitate, nu până la urmă. Răspunsul este da. Cum funcționează acest EFT? Este foarte interesant pentru că am avut ocazia să lucrez cu călugări tibetani, cu șamani, cu psihologi. E foarte interesant pentru că tot timpul afli lucruri noi. Cum funcționează această eliberare emoțională? De exemplu, autoînvinovățirea, vina dată de alte persoane, este înțeleasă și cărată. Încetul cu încetul sistemul... Deci o căra omul în spate, vina respectivă. Întotdeauna totul acolo se adună în timp. Ca dovadă că sistemul osos și chiar muscular este foarte solicitat. Asta pentru că există un program aici, în zona glandei pineale sau cel de-al treilea ochi. În momentul în care se face o tapotare, conștient, acele trasee, acele terminări, pentru că nu întâmplător eliberare emoțională, mai este numită și ca acupunctură de meridian. În momentul în care sunt niște terminale ale meridianelor aici și tu te tapotezi și spui sunt bine, sunt fericit sau sunt vindecat, combinarea tapotării fizice cu programarea mentală care instalează o ancoră în mintea subconștientă face posibilă instalarea acelor minuni. Când analizăm mintea subconștientă, mintea subconștientă primește informațiile din exterior fără a le tria. Ea nu știe ce este bine și ce este rău, ce este adevăr și ce este fals. Dacă cineva a spus, ești vinovat și cu o încărcătură emoțională pe un fond de receptivitate, a luat-o din plin, a pus-o în spate și sistemul osos și muscular nu i-a permis să ridice mâna. Când i s-a tapotat din exterior sau dacă el învață, pentru că e necesar să spunem, această terapie poate relativ ușor să fie învățată și nu este periculoasă, nu are efecte adverse de altfel, când i s-a tapotat sau când el a început să se lovească așa, practic s-a deblocat ca atunci când te duci la masaj și ți se deblochează un canal sanguin. Ca atunci când primești o veste bună și m-am liniștit. Ca atunci când te îndrăgostești sau ca atunci când mintea este pace, în minte este liniște, ca atunci când dacă reușești să-ți controlezi numărul gândurilor, se știe clar că avem între 60.000 și 70.000 de gânduri. 75.000 după ultimele studii, nu contează. Într-o zi. Ori în momentul în care eu am 60.000 de kilograme de energie, păi se vor duce pe fiecare gând. Dar dacă mă focusez doar sunt vindecat, sunt liber, sunt sincer, sunt deschis, sunt sănătos, acea energie care se disipă este focusată doar aici și poate să se instaleze vindecarea spontană. Bănuiesc că are legătură, în timp ce vă ascultam, mă gândeam la durerea de spate. Pentru că foarte mulți români se plâng de dureri de spate. Mulți dintre ei stau aplecați așa asupra calculatorului, au descris, au decalculat lucruri. Poate, nu știu, alții circulă foarte mult cu mașinile, nu e o poziție foarte confortabilă. Să aibă și această durere de spate pe care o au românii în legătură cu o cauză emoțională? Întotdeauna. Nu sunt specialist în medicină germanică, ca să ne raportăm la toate cauzele, dar mă consider un om cu foarte multă experiență în a pleca de la efect și a vedea care este cauza ta personală, din spatele durerii tale personale. Pentru că, așa cum se explica, tapotezi anumite puncte pe care le folosești în EFT, puncte care sunt cumva comune cu medicina chineză, e foarte important să te raportezi la adevărata ta cauză. Da? Pentru că numai făcând afirmații pozitive nu reușesc să elimin pentru totdeauna emoțiile care acționează ca buton care mi se apasă. În spatele EFT-ului sunt foarte multe tehnici și sunt tehnici care te conduc de la efect la cauză. Și atunci e esențial ca lumea să le învețe într-o manieră corectă, astfel încât, indiferent ce împrejurare, dacă vorbim de o durere, dacă vorbim despre o rezistență pe care o avem, despre un program în care ne autosabotăm, dacă vorbim despre un beneficiu secundar al bolii pe care îl am și asta mă împiedică să mă vindec, EFT-ul are soluții pentru toate aceste.
aceste aspecte. Da, era un exemplu foarte simplu ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, pentru că pot să pară lucrurile așa foarte abstracte, da, dar bineînțeles tratamentul înseamnă mult mai mult. Ce duci în spate? Ce se întâmplă în viața ta în acest moment? Care ar fi emoțiile pe care le resimți? Ce trăiești în momentul ăsta în viața ta? Sunt întrebări de bun simț pe care ni le-am putea pune fiecare dintre noi. Reprezintă stările anxioase, depresiile, atacurile de panică. De foarte multe ori, multe persoane intră în astfel de stări și nu conștientizează. În momentul în care înțeleg mental, sunt ajutați energetic, sunt ajutați chiar spiritual și îmbină o serie de tehnici, chiar ieftin, chiar pur și simplu dușul, mersul la sală, iubitul naturii, meditația, rugăciune, orice, ei încep să scape de acest panaceu universal care afectează. Pentru că, de obicei, stările depresive nu apar așa datorită unui mic și scurt eveniment. Stările depresive sau stările de angoasă sau pur și simplu atacurile de panică, ele reprezintă un cumul de energie, de stări, de programe și depozitat în mintea subconștientă, de obicei, corpul fizic reacționează în punctele cele mai sensibile. Dacă persoana în cauză avea o problemă cu ficatul, cu stomacul, cum contează, colonul, orice ar fi, o încărcare emoțională excesivă nu face altceva decât mărește presiunea sanguină în zona respectivă, slăbește, atenție, informația energetică la nivel neuronal, pentru că la nivel neuronal e necesar să înțelegem că există zone reflexogene. Când analizăm o problemă, să zicem, o fobie, oricare ar fi, agorafobia, dacă este să o analizăm, agorafobia provine și datorită unui frică blocaj de mulțime. Exact, unui blocaj aici, în zona plexului solar, care este susținut de acumularea de stres. În momentul în care fizic, masezi, tapotezi, respiri, te rogi, pur și simplu îmbrățișezi un copac, atunci ai tendința ca să se facă un schimb energetic, emoțiile se schimbă, gândul are o altă frecvență și apar chiar echilibrări. Vreau să vă întreb, e acum partea mai grea discuției, o boală grea, o boală gravă din care se moare, din păcate rata deceselor este imensă la noi în țară. Cum, în urma cărui șoc, dacă ați putea să-mi dați un exemplu, se formează, e exclusiv o cauză emoțională pentru cancer, de exemplu? Din experiența mea, da. Am avut, n-aș da neapărat exemplu de cancer, pentru că sunt atât de multe alte afecțiuni. Sunt foarte multe emoții pe care le acumulează acest cuvânt. Fiecare are propria lui cauză. Noi știm că înainte de la declanșarea acestei etichete date de medicina oficială, cu un an și jumătate înainte, ceva s-a petrecut în viața persoanei respective. Întotdeauna a existat un șoc emoțional. Ca să înțeleagă telespectatorii, șocul emoțional este acel moment în care ți se întâmplă ceva brusc pe neașteptate, nu găsești rezolvare și putem explica științific, pentru că efectiv în starea aceasta intensă de luptă sau fugi, nu sunt irigați lobii frontali și n-ai cum să fii inteligent în acel moment, dar cel mai trist este că marea majoritate a oamenilor îl trăiesc în solitudine. Astea sunt premizele toate care odată întrunite se declanșează acest șoc emoțional. Cu cât stai în el mai mult, cu atât eticheta dată de medicină este mai gravă. Pot să am un șoc emoțional că mi-a fost tamponată mașina dimineață ușor și a doua zi să mă trezesc, eu știu, din cauza că m-am înfuriat foarte tare cu o amigdalită sau să mă declar că am o viroză. Dar în momentul în care eu, vreme de săptămâni, luni sau chiar ani, port în minte emoții intens negative legate de un șoc emoțional, atunci eticheta dată de medicină va fi profundă și dureroasă. Deci, ce recomandați dumneavoastră pentru... Să vorbim în primul rând. Să vorbim. Cu un psiholog, cu un psihoterapeut, cu cel mai bun prieten al tău, cu un duhovnic, dar nu rămâne în acel șoc emoțional. Vorbește cu cine crezi că te poate ajuta. Să nu se înțeleagă că formez toate numerele din agenda de telefon, astfel încât tot să-mi zică săracul, săraca și să-mi întărească starea de victimă. Am nevoie să aleg, să vorbesc cu o persoană care știu că m-ar putea ajuta să ies de acolo. Am un exemplu haios. Am avut ca pacientă o soacră care, bineînțeles, ca orice soacră, avea dispute cu proaspătul ginere.
și începuse să-i spună, nu vreau să aud asta, nu vreau să aud asta, ducând mâna către urechea dreaptă și respingând. Ce s-a întâmplat, apropo de programare, a început să nu mai audă cu urechea dreaptă. Apropo de acest aspect... Și a impus singură să nu mai audă. Nu vreau să aud asta. Până când acest program a ajuns să somatizeze. Ea, de fapt, respingea un anumit gen de comunicare cu generele ei. Acest program a ajuns să somatizeze până când fizic nu mai ajungea să audă. Un alt exemplu haios. Scuze că te întreb, mai poate fi întoarsă această situație? Sigur, în momentul în care se conștientizează mental. Ce fenomen se întâmplă? Boala se rezolvă mai repede sau mai ușor în funcție de nivelul pe care ea este fixată. Pe primul plan, pe primul corp, noi având gânduri, avem și un corp mental. Dacă, și asta o fac de obicei șamanii sau psihologii, în momentul în care acționez la nivelul corpului mental, boala poate fi vindecată foarte ușor. Următoarea etapă, boala se manifestă în corpul emoțional. Aici, ea se manifestă sub formă de stări, de respingere, de interiorizare, de retragere, de refuz și așa mai departe. Expresia în popor sună foarte clar. Nu mai înghit asta. Ca dovadă că astfel de expresie duce la dezechilibre de tiroidă. Hiper sau hipotiroidie. Chiar nu mai poți înghiți. Chiar nu mai poți înghiți, da. Pentru că e simplu. Aici apar tot felul de gânduri, tot felul de informații, tot felul de programe și în momentul în care înghit sau nu înghit, încep să somatizeze. Și somatizând, materializându-se la nivel fizic și atunci apare bisturiu sau pastila, ceea ce nu e de dorit. I-aș asculta pe invitații mei încă o oră, dar trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Polilor, erau niște exemple chiar simpatice unele dintre ele, o durere de umăr care avea legătură, cu o vină pe care o simțea cineva și care a fost foarte ușor rezolvată în momentul în care a fost descoperită cauza acelei dureri, care nu era o boală propriu-zisă, era o chestie indusă de mintea persoanei respective. Asta poate să pară foarte interesant să descoperim. Pe de altă parte, îmi spuneau invitații mei că există modalități foarte bune de a scăpa de aceste frici, de a scăpa de vină, de a scăpa de emoțiile negative. Ne spuneați un lucru foarte interesant ceva mai devreme. Un șoc emoțional pe care îl simțim nu trebuie lăsat. Chiar dacă pentru alții poate să pară ceva neinteresant, pentru noi poate să fie o adevărată dramă, da? Faptul că ți este lovită mașina în trafic, pentru noi poate cele să mai fie multe ori avem ceva neinteresant. De a le reprima. Exact. Da? Folosim mecanismele de apărare deschise de Freud, pentru că considerăm la nivel rațional că le-am depășit. Da, am înțeles acum, înțeleg de ce tata m-a bătut în copilărie, înțeleg de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, dar câtă vreme emoțiile rămân înăuntru, noi funcționăm ca o oală de fier sub presiune, dacă vrei, în care se tot adaugă, până în punctul acela în care nu mai e unde să introduci și ea începe să fâsie sau chiar, Doamne ferește, explodează. Și ce faceți în aceste condiții? Dumneavoastră sunteți trainer EFT, EFT, da, pentru a se înțelege foarte clar. Ce faceți concret? Cum se desfășoară terapia EFT? În primul rând, aștept lumea la cursul ca să înțeleagă toate tehnicile din spatele EFT-ului. Pentru că, așa cum îi spune și denumirea, Emotional Freedom Techniques, sunt tehnici de eliberare emoționale. În cadrul primului curs predau cam 5 tehnici, la cursul de nivel 2 și 3 următoarele 6. E foarte important să avem întreaga viziune a acestor tehnici și să nu ne luăm numai după rețetele care se vehiculează. Pentru că ai nevoie să lucrezi la manieră concretă cu ce simte persoana din fața ta. Să pleci de la ceea ce este în dezechilibru în prezent și apoi să te îndrepți înspre cauză. Câtă vreme tu nu stai bine cu tine și să spunem că ai emoții intense în prezent, nu ai unde să te duci să ajuți pe altcineva. Uh-huh. E ca și în cadrul unui psiholog care s-ar trezi cu un pacient care face un atac de panică și ce-ar fi ca și psihologul să intre în atac de panică. Nu s-ar putea ajuta unul pe altul. Și atunci ai nevoie întâi de toate să echilibrezi persoana cu ce simte în prezent, lucrând pe emoțiile pe care le are în momentul prezent. E foarte interesant ce spune doamna Sorescu, faptul că preluăm unii de la ceilalți o stare.
ne întâlnim cu un prieten care e foarte supărat de la serviciu și intrăm cumva în starea lui și preluăm o parte din problemele pe care le are persoana respectivă. Este simplu, așa cum un medic are nevoie să poarte o mască ca să nu preia virus, în mod asemănător și un psiholog ar trebui să poarte o mască, numai că masca unui medic nu l-ar ajuta. Ce fenomen se întâmplă? E necesar să înțelegem următorul mod. Când avem o emoție negativă, de emoția negativă nu poți fugi pentru că ea este în tine. De emoția negativă nu e recomandat să te lupți cu ea. Atenție, sunt multe căi care recomandă, dar luptă-te cu ea, dar învinge-o. E posibil să o învingi tu sau să te învingă ea. Esența este că, angrenând energia luptei, tu nu faci altceva decât, conform legii rezonanței, să atragi altă problemă. O altă variantă este recomandat ca să accepți. Ori nu e ok ca să accepți o povară a vinovăției socare ani și ani. O modalitate este de a elibera, de a înțelege, și asta fac chiar cu anumiți psihologi pe care am ca pacienți sau la anumite cursuri pe care le țin, cursanții, oamenii, psihologii, înțeleg că pot să se ridice deasupra acestei probleme prin eliberare mentală, prin eliberare emoțională și astfel somatizarea la nivel de fizic le permite ca să elibereze cantitatea de stres, numărul foarte, foarte mare de gânduri și emoțiile bulversante. Pentru că aceste programe negative, mentale, emoționale, duc la decoaxializarea corpurilor. Ce înseamnă asta? Am avut, de exemplu, pacienți cărora le era frică să urce în avion. Sau, altfel spus, frica de mașină, frica de avion, frica de lift, frica de vapor, de rău de înălțime, toate aceste aspecte se datorează faptului că corpul mental, corpul emoțional și corpul fizic sunt decoaxializate. În momentul în care analizăm un om echilibrat, exact ca și limbele unui ceas, corpurile se coaxializează și atunci virusii fizici pătrund mai greu. Emoțiile destructive, perturbatoare, au acces mai greu la dezechilibrul emoțional, plus că programele mentale sunt respinse mai ușor. Altfel spus, omul este mult mai protejat. Chiar am avut posibilitatea să învăț de la niște șamani un anumit tip de EFT, numai că e o lovitură mai puternică, de exemplu în zona cutiei toracice, face ca să... Bă, trezește-te! Asta se întâmplă. Se produce o coaxializare a punctului central, care permite individului să se adune, să se trezească. Să ne adunăm și să ne dăm seama că ceea ce semănăm, asta vom culege. E o vorbă veche din popor, dar care e foarte adevărată. Până la urmă, atragi ceea ce gândești. Ce ar trebui să învățăm din asta? Unul din lucrurile care m-a fascinat când am început să învăț aceste tehnici de eliberare emoțională este că ele, pe o scară a nivelului de conștiință, se află chiar la nivelul compasiunii și al iubirii. Pentru că le faci dintr-o zonă blândă, cu foarte multe dragoste și înțelegere față de om. Acest om este condus în a se accepta și a-și dori să-și elibereze acele emoții pe care le-a ținut stocate în sufletelul lui. Sunt încă răni deschise acolo și atunci ai nevoie să te îndrepți înspre tine cu foarte multă înțelegere, bunăvoință și bunătate până la urmă. Iar ei, în acest parcurs, sunt învățați să facă asta. Cum atragem lucrurile bune în viața noastră? E foarte interesant că toată lumea vorbește despre gândirea pozitivă, n-ai voie să gândești altfel, trebuie să te focusezi pe partea plină a paharului, folosește-te de afirmații, repetă-le. Din experiența mea proprie, atunci când faci o afirmație și să spunem că aș alege să spun în acest moment că sunt perfect sănătoasă, așa încep și conferințele pe care le țin. Dacă nu aș crede în această afirmație și gândul din spate, acel gând sponsor, ar fi, nu-ți amintești ultimele analize care au ieșit atât de rău, emoția din spatele acestui gând ar fi frică pură, iar sentimentul de la sfârșit negativ, nu aș face decât să atrag, prin această lege a rezonanței, exact ce este în spatele afirmației respective. Adică și atunci, atenție la ce afirmație alegem să facem. Pentru că afirmațiile au fost descoperite de Cuie. Prima dată am aflat înainte de anii 85, de la mama mea, de acest medic Cuie, dar părea stupid de simplu ca să fie eficient. E, uite că viața mai apoi și dovezile științifice ne arată cât este de eficient
această formulare a unor afirmații pozitive, cu condiția, din perspectiva mea, să cred în ele. Simplu și eficient, ca să înțeleagă toți telespectatorii noștri, cum funcționează legea rezonanței. M-a supărat cineva. Avem un gând negativ. Gândul negativ, de boală, de nu contează ce, pleacă către țintă cu un kilogram de energie, să zicem. Indiferent de faptul că își atinge sau nu își atinge ținta, el mai capătă un alt kilogram de energie și culmea se întoarce înapoi cu 3 kilograme de energie. Către tine ca un bumerang. Iată expresia, semeni vânt și culegi furtună. De cele mai multe ori, nemonitorizându-ne, ne fiind conștienți de gânduri, de emoții, chiar de manifestări, ele vin cu vârf și îndesat. Atunci când la baza acestor emoții este frica, și în mod special frica de moarte, frica pentru că în vârful listei este frica de moarte și de aici derivă celelalte frici. Când îți este frică de ceva, frică de propria persoană, frică de nu contează ce, atunci energia este mult mai puternică. Este simplu. Îți este mai greu să iubești și mai ușor să urăști, pentru că ura are o vibrație joasă și reacționezi ca reflex. Iubirea trebuie să vezi dacă... E mai greu. E mai greu să iubești decât să urăști. Deși lucrurile așa pot să pară chiar mai simple în momentul în care începem să le conștientizăm. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Să fie doar începutul unei discuții mai lungi, să ne întâlnim, să aprofundăm toate aceste subiecte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de mine. Punem punct aici discuției noastre. Laurențiu Botin de la Fix. Noi ne revedem la ora 19.